cine vede dosarele de securitate și cine vede niște dosare de rețea, știe că oamenii aia erau presați, în fel și chip, amenințați. Soțiile, copiii, într-un oraș mic, era foarte ușor să ți se întâmple ceva. Și atunci, nouă astăzi ne este ușor să spunem, ăla a fost, ăla a turnat, ăla a făcut. Dar atunci, trebuie să ne gândim cu care era situația atunci. Comunismul deja avea 25 de ani de existență, putea să mai aibă încă 50. Viața oamenilor atunci se derula. Ei atunci erau activi, atunci erau productivi. Am preferat să nu le dau numele adevărate, deși în carte am lăsat să transpară și cine are curiozitatea poate să-i deducă, pentru că am foarte multă înțelegere umană pentru oamenii ăștia. Pentru că sunt oameni care au trecut prin niște drame și care au rămas traumatizați. Unii au recunoscut, alții au refuzat să recunoască și mult după și zic eu că pentru totdeauna. De aceea am preferat să păstrez această decență, pentru că am simțit că dacă mergem cu cântarul ăsta a făcut, n-a făcut, fără să înțelegem și contextul, fără să înțelegem și maniera de presiune la care oamenii au fost supuși, nu suntem cu nimic mai bun decât ofițeri. Începând cu 1900, pașapoartele. Pașapoartele, an de an aproape, din 82 până în 85, Sârbu era invitat să conferențieze la Lyon, la Freiburg. Bineînțeles, niciodată n-a primit pașaport. Există un moment de un comic absurd în care Sârbu face cerere și spune că el este invitat să conferențieze în Germania despre teatrul românesc, dar este bolnav și ar avea nevoie de asistența soției. De fapt, Sârbu spune într-o scrisoare că ar fi vrut să-i arate niște catedrale doamnei Izi. Și atunci ar fi avut nevoie de acele două luni de călătorie în care el să țină conferințele și în care să se și plimbe, să respire aer curat. Ofițerii refuză lui pașaportul, dar îi acordă doamnei Izi. Și atunci Sârbu, perfect lucid, îi scrie președintelui Uniunii Scriitorilor, pe care prin Uniunea Scriitorilor trebuia să plece, nu mă interesează un pașaport care nu este drept legal pentru orice cetățean. Un pașaport favorabil.